După scandalurile care au avut loc în ultimele luni la Petroșani în ceea ce privește alimentarea cu apă potabilă a unităților de cazare din stațiunea turistică Parâng, cabanierii au demarat procedurile necesare pentru a intra în legalitate. După sărbătorile pascale, în munte vor demara lucrările de refacere a infrastructurii de alimentare cu apă. Am avut o discuție cu dumnealor încă o dată, au venit la noi la birou și au început demararea documentațiilor pentru obținerea autorizației de la Craiova. Le-am asigurat, să zic așa, partea tehnică și cei de la NERV și cei de la școala sportivă. Pe de altă parte au venit și niște cabanieri. Unii dintre ei și-au găsit surse noi de captare, de izvor. Am avut o discuție și cu domnul primar Tiberiu Iacobliță de la Petroșani. Dânsul a spus că analizează o situație pentru alimentarea celor două obiective ale primărilor, și anume e vorba de Telescaun și Salvamont. Se gândește la noi surse de magazinare, de fapt să ducă niște rezervoare acolo. În celelalte două stațiuni montane din Valea Jiului, situația este diferită față de cea din Parâng. În Straja, cabanierii au realizat investiții pe fonduri proprii, iar în Pasul Vulcan, cei care dețin unități de cazare au trecut de faza avizelor de la Apele Române. În Straja, problema este rezolvată, aș putea spune, 80%, în sensul că acolo există o asociație a cabanierilor. Ei și-au făcut pe banii lor, repet, pe banii lor, și-au făcut investiții, și-au adus rezervoare. Și-au luat autorizația de la Apele Române, lucrează legal, dar din câte știu eu, în zona Straja există un proiect de amploare privind și canalizarea și alimentarea cu apă. Așa că să sperăm că și în Straja în următorul timp și acolo se vor demara lucrări de amploare ca să se rezolve și partea de canalizare, pentru că e o problemă. În Pasul Vulcan, domnii am înțeles că au și-a găsit un izvor și l-au monitorizat, au luat aviz de la Apele Române pe el, urmează să-și facă lucrările de infrastructură, să-l capteze. Nimeni nu are contract cu firma care distribuie apa în Valea Jiului, iar acolo fiecare și-a tras câte o conductă așa cum a știut mai bine. Totul a ieșit la iveală după ce la Clubul Școlar Sportiv s-au găsit o serie de branșamente ce porneau de la ei spre alte cabane. Alți cabanieri spun însă că au contracte cu Apele Române Craiova.